Cercetătorii susțin că au găsit leacul natural pentru cancer și că este doar o chestiune de timp până vor putea să dezvolte un tratament bazat pe fructe și legume. Studiul susține că portocalele, strugurii și morcovii conțin substanțe care luptă cu temuta maladie. Conform evenimentul zilei.ro, profesorii de la Imperial College din Londra, în frunte cu un doctor, au efectuat mai multe teste în care au comparat substanțele din anumite fructe sau legume cu cele din medicamentele folosite actualmente pentru eradicarea cancerului, informează Daily Mail. Rezultatele sunt, așa cum susțin cercetătorii, revoluționare și speră că acestea să pună baza unui viitor tratament bazat doar pe produse naturale. Avem deja viziunea primei liste de alimente distrugătoare de cancer, care să servească drept stâlpii fundației a ceea ce numim medicină gastronomică. Mâncarea reprezintă singurul aspect pe care îl putem controla în viața noastră, ce are impact asupra vieții noastre, a explicat doctorul. Rezultatele cercetării susțin că anumite fructe și legume oferă aceleași rezultate precum medicamentele anticancer, dar fără să aibă efectele negative ale acestora. Practic, produsele naturale sunt bogate în antioxidanți și astfel opresc din fașă inflamările, controlează înmulțirea celulelor și chiar conduc către sinuciderea celulelor, conform evenimentul zilei.ro.